cine a pus în mine gândei sfârșia de vine. Lună fără oprire, cântul meu despre iubire. Nu știu prin spre altă zare, am fost vieții o cărare. Vântul mă poartă prin lume, dar un cântec fără nume. Sunt trubadur, viu al cântecului tău de dor. Am învățat prin cântec să trăiesc și apoi să zbor. Rău să vestim, vreau cu mine, haide să cântați balada ce se neagă trist în suflet și la plan. Sunt trubadur, viu al cântecului tău de dor. Am învățat prin cântec să trăiesc și apoi să zbor. Rău să vestim, vreau cu mine, haide să cântați balada ce se neagă trist în suflet și la plans. Nu știu cine a vărsat peste mine cer curat, pe pământ să cadă într-una sfârșit necântec luna. Nu știu unde am să ajung, care-i ultimul cuvânt. Cântul meu am să-ți las eu până la ultimul popas. Sunt trubadurul viu al cântecului tău de dor. Am învățat prin cântec să trăiesc și apoi să zbor. Eu să vestim, mă rog cu mine, haide să gândați balada ce se neagă trist în suflet și în plan. Sunt trubadurul viu al cântecului tău de dor. Am învățat prin cântec să trăiesc și apoi să zbor. Eu să vestim, mă rog cu mine, haide să gândați balada ce se neagă trist în suflet și în plan. Versuri Teodor Moran din Caracal. Aranjamentul orchestral de Marius Cristi Popa, Cristi Duțu din Comarnic. O țară întreagă a muncit la această piesă. Sunt trubadur, viu al cântecului tău de dor. Am învățat prin cântec să trăiesc și apoi să zbor. Eu să vestim, mă rog cu mine, haide să cântați balada ce se neagă trist în suflet și în plans. Salut Craiova, mulțumesc organizatorilor, mulțumesc jurului, mulțumesc dumneavoastră îndrumătorilor de vieți care sunteți părinții, mulțumesc copiilor de atâta talent, la unii am văzut har, care este o dăruire, este o lumină divină care lucrează în oameni și vreau să dăruiesc mămicilor acestea frumoase care și-au sprijinit copiii și îi îndrumă pe un drum minunat. O poemă se intitulează Nu-ți spun te iubesc. E un paradox. Nu-ți spun te iubesc. Poate este târziu. Nu-ți spun te doresc, dar te caut pustiu. Omenescul strivit de coperți într-o carte te mai simte firesc peste timpuri și moarte. Nu-ți spun mai rămâi dacă sună a noastră. Dacă cerul în mine și-a găsit adăpost, ce fructună trece prin pieptul deschis, decade pe versul mi-amorul proscris. Nu spun te iubesc obligată să fii, nu spun nici de ce, atunci când vei veni, îți voi spune atât. Te aștept de o clipă, ca un înger din cer, cea mai vrea o aripă. Nu spun până unde iubirea ne duce, dacă acum ea ne doare sau ne urcă pe cruce. Nu spun te iubesc doar așa, fantezist, dar mă bucur că ești și prin tine există. Vă mulțumesc!
Aplauze, Teodor Codar. Deci, am muncit o țară întreagă pentru o melodie. Teodor Morar, versuri, Mircea Padovan, muzica, aranjament orchestral, încă o dată mulțumesc mult public, Marius Cristi Popa și Cristi Duțu din Comarnic. Doamnelor, în speranța că nu am plictisit, în speranța că n-am supărat prea mult, înmânez... Ați mai vrea? Mai vreți o piesă? Dar cu o condiție, dacă vin toți copiii lângă mine aici. Haideți, toți copiii. Bianca, te rog frumos să dai alarma așa, așa, toți copiii aici, așa, așa, toți copiii. Teodor, ți-ai uitat aici la mine, o... așa, toți copiii, da? E un paradox, cum să spun așa, o replică la poezia, nu era gândită, ați văzut că am vrut să cedez microfonul, dar... După această poezie care v-a dedicat-o Teodor Morar, ar veni și cântecul Te iubesc. Se poate? Ia să vedem. Știm cântecul toți, da? Direcția 5, pentru că avem aici voci extraordinar de gozare. Da? Merge. La un moment dat facem un duel. Voi de pe scenă, ducei de acolo, da? Ce ziceți, fetelor, copii, da? Bun. Ce știu piesa asta, să cânte cu noi. Cei care nu știu piesa, să danseze. Vă invităm la vals. Niciodată nu ți-am spus, nu ți-am spus în neajor. Uite, firea ta romantică mi-amintește zilnică. Bucurie și necaz, agonie și extaz. Alinare și îndemn, toată pentru sine-nșe. Toată lumea! Te iubesc și te voi iubi. Avem o țară de copii senzaționale. Trebuie să avem grijă de ei, să știți. Niciodată nu ți-am spus, nu ți-am spus în deal. Cum ai sala? Firea ta romantică mi-amintește zilnică. Bucurie și necar. Alinare și gândem, toate pentru mine se. Bocca! Poate ar mai mult, hey! Te iubesc. I'm done.
că cât voi trăi te vezi și te voi iubi Cam așa erau cenacul, așa se dispută, desfășura cenacul Facăra cândva pe Oblenecul Veche, Oblenecul Veche, așa-i? Simați că vei, am dreptate sau nu? Cam așa era, da? Și acum am întâlnit pe publicul. Te iubești! Și te voi iubi mereu, ca prima zi. Te iubești! Și te voi iubi atât cât voi trăi. Te s-ar trebui să însemne un festival concurs pentru copii. Să învățăm să fie prieteni când merg acasă de la festival. Nu ne-a fost ușor, să știți. Asta e una cu jurizarea. Stimate doamne, sau vreți să mai muncim, să cânte copii? Da! Vedeți, nu este ușor să jurizez asemenea copii. Toți au fost extraordinari. Avantajul nostru, sau ce să zicem, apărarea noastră este că tot festivalul a fost filmat și oricine ne poate acuza în toată țara pentru necinstea noastră, dacă am fost necinstiți împreună cu colegii mei din jur. Nu am încercat să dăm dovadă de asemenea gest, nimeni dintre noi, dar a zis și noastră și până la urmă un concurs exact ca și o competiție sportivă. Trebuie să se înfrunte între ei sportivii, dar la final să se îmbrățișeze, să se pupe, să dea mâna, să strângă mâna și să spună felicitări. Felicitări, maestre! Da, nu mie, copii! Aveți curuja, nu este de la mine, să știți, ați văzut, da? E de la microfon, să știți. Vedeți? Strategic, acum văd și eu. Strategic ca să cumpăr microfonul cu ruș, ca să... Ca să vadă doamna acasă, da? Am făcut o glumă, o paranteză, am înțeles. Ia să auzim cum îl strigați pe domnul președinte Mircea, îl cheamă, să știți dacă ați uitat. Cum îl strigați? Mircea! 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 Dar de ce îl strigați? Să? Să ne cânte Mircea! Să ne cânte Mircea! Să ne cânte nouă sau... Uitați că doamna Alina zice așa, Mircea, eu zic așa, zice după mine. Yeah. Anai de dragoste. Așa e. Și cu altul dată, Anai de dragoste, Hai vezi ce faci cu ea. Ca să vedeți că totul este live și nimic a regizat până acum. Dar am dat noroc că nu mi-a furat nimeni pantalonii de pe mine și am avut o stică în buzunar. Și dacă așa a venit să fie cu ei, hai să mai până băiatul de la sonet, care îi mulțumim pentru tot ce a făcut astăzi, pentru toată lumea de aici. Încă hai cu bine, tare! Și acum, ne ridicăm toată lumea de pe scaune, ca așa de stăm toată ziua, și o să facem un dans. Doi la stânga, doi la dreapta, toată lumea! Una, două, trei, cu mine toată lumea, haideți aici! Hai cu bine aici, tare!
să mă văd cu cine, cu ea. Azi îți spun că e perfectă pentru mine, să o vadă mea cu fața la public, așa. Și totuși mă simt un pic legat. O, acuma cu bine, nu știu ce să fac. Când și da, în mintea mea, îi dă să primă, fără niciun sens, din toată lumea ca mine. Hai, vezi ce faci cu ea. Poate că ai un dans, haideți! Una, două, trei, aia! Haideți ca și mine așa! Cu mișcarea așa din gol, așa ca și mine! Unde e deșaier? M-a sunat de cinci de ori să vadă dacă simt cum. I-am propus să trecem împreună la un mă prind de motorul, acum mă prind său din ce în ce la mult. Dar am vrea, am vrea sfârșit. Uite să prinde, merge spre infinit. N-ai fi drag. Hai, vezi ce faci cu ea și partea dreaptă. Mulțumim tare mult! Hai, vezi ce faci cu ea! Uitați aici, populația! Mulțumim tare mult! Mulțumesc tare mult coreografia! Mulțumesc decorul! Mulțumesc baletul! Mulțumesc doamnelor organizatoare! Mulțumim și noi, domnul președinte! Vă rog să rămâneți alături de noi aici! Avem două diplome de scris, dar nu putem fără acordul dumneavoastră, pentru că nu ar fi în regulă. Și vă invităm alături de noi acolo să decidem împreună, pentru că așa trebuie. V-a plăcut la Craiova? Domnul președinte, v-a plăcut la Craiova? Iubiți Universitatea Craiova? Foarte tare! Dar iubesc oltenii, în primul rând. Oltenii? Doar oltenii? Sau oltencele? Temă de casă! Deci încă o dată vreau să-l întreb dacă iubește Universitatea Craiova, pentru că dacă mi-amintesc bine cu ceva timp în urmă... Deci, iubesc Universitatea Craiova. Și în special iubesc, atenție, exact cum iubesc artiștii cu adevărat, așa iubesc și sportivii care fac sport cu adevărat și nu scandal. Așa este. Pentru asta, domnul președinte, vă rog să nu plecați, meritați un pupi pe obrazul stâng. Sunt ardelean. Mereu am avut certuri în inimele, ca între prieteni, cu prietenul meu, Marius Luca. El e cu CFR Cluj. Eu eram cu Steaua, recunosc. Dar întrebați-l, sunt prezent la meciul la CFR Cluj, prezent. Când vine Steaua. Dar am zis, nu merită să ia Steaua campionatul. Am dreptate. Nu merită. Cei mai mari scandalagi. Hai Craiova și hai CFR Cluj. Două, profesor. Să spunem la vot, să spunem la vot.